nisipul are o înălțime de un metru. Apa străbate nisipul de sus în jos, lasă impuritățile în nisip și limpede va pleca mai departe la celelalte filtre. Ce vreau să vă spun este că avem 6 filtre, 2 cuve din acestea reprezintă un filtru. Acest canal dintre cele 2 cuve este canalul în care se acumulează apele de spălare. Pentru că la un moment dat filtrele se încarcă cu impurități și vor trebui spălate. O să vedeți în clădirea alăturată domnii dispeceri care se ocupă de acționarea automată a spălării filtrelor. Și față de apa de la celelalte filtre. Este mult mai limpede, se vede clar. Da, este mai curată. Are turbiditatea foarte mică, sub un grad NTU de turbiditate, sub o unitate de turbiditate. Și deja după ce străbate și acest strat de cărbune activ granular, va fi ca și apa de izvor, da, încadrată în limitele legii 458, legea apei potabile, cu turbiditate de maxim 0,3 unități nefelometrice de turbiditate. Ca și apa de izvor, practic, este apa de la EcoAqua Călăraș, produsă de EcoAqua Călăraș. La fel, există 6 filtre încărcate cu cărbune activ granular. La fel, 2 cuve din acestea reprezintă un filtru, înălțimea de 1 metru, apa străbate stratul filtrant de 1 metru, în porii cărbunelui activ rămân substanța organică dizolvată și apa, după ce străbate, merge mai departe la dezinfecție. Se acumulează în bazinele de acumulare și în prealabil se face dezinfecția cu clor. Dezinfectantul este clorul lichid, clor gazos lichefiat. Ne uităm la fiecare filtru, fiecare același rol are. Da. Deci din apa de Dunăre, care poate ați fost pe malul Dunării sau malul Borcei, ați văzut cum arată, ajungem și producem această apă potabilă care îndeplinește se încadrează în limitele legii apei potabile 458/2002 cu modificările ulterioare. Acesta este un filtr golit și puteți vedea cum arată cărbunele activ granular. Este ca un cărbune care este tratat la temperaturi înalte pentru a crea acei pori necesari pentru absorbția substanței organice în acei pori. Deci apa dezinfectată străbate aceste bazine și este pompată în oraș, la noi acasă. Practic, la noi, la baie, la bucătărie, ajunge apa care a trecut prin aceste bazine, da? Este dezinfectată, aici este apă potabilă. Deja în aceste bazine, apă potabilă, verificată, testată, non-stop. Avem, o să vedeți și laboratorul, o să vedeți senzorii online care verifică turbiditatea și clorul rezidual din apă. Și imediat aici în stângă este camera de conducere, practic, a stației de tratare, care se numește dispecerat. Pe acele panouri avem reprezentate grafic toate echipamentele prin care deja ați trecut, filtre, pompe, suflante, etc. Tot sistemul este controlat de un sistem informatic numit SCADA. Acest sistem informatic ne permite ca în timp real să avem date de la toate echipamentele și să putem să luăm cele mai bune decizii pentru optimizarea fluxului de lucru. Toate aceste echipamente informatice sunt legate de echipamentele prin care ați trecut și de acolo primim informații în timp real. Astfel încât noi știm tot timpul care este cea mai optimă soluție pentru a avea o apă bună și în parametrii trimisă către voi. Aici determinăm metalele, fier, mangan, sodiu, aluminiu, din probele care vin din tot județul, săptămânal.
facem o determinare a metalelor. Deci fac anumite programe de monitorizare a apei potabile pentru fiecare stație în parte. Cum fac Călăraș, nu există bacterii. Deci plăcile pe care le analizează sunt goale. Doar când analizăm apă din Dunăre, de la decantoare, mai vedem și noi cum arată bacteriile din apă. Da. Deci la rezervoare și la consumator apa ajunge foarte ok, nu avem niciun fel de problemă. Da, cum a spus și doamna Ghenghea, nu am ce să vă arăt, așa crescut ceva pe plăcile acestea Petri. Noi practic facem identificarea celor 5 parametri de identificare a E. coli, Clostridium perfringens, enterococ intestinal, iar unități formatoare de coli la 22, respectiv 36 de grade. Practic pentru fiecare parametru în parte folosim niște medii de cultură care vin într-o stare de pulbere. Noi le recondiționăm și le aducem în acest stadiu, dintr-o stare gelificată, ca să zic așa, pe care noi atașăm o membrană filtrantă, ca să vă arăt un pic. O membrană filtrantă, da? După ce filtrăm 100 de litri de apă, o atașăm pe plăcuța aceasta Petri și o incubăm la 24, 48 sau respectiv 72 de ore, depinde de analiza pe care noi o urmărim. După ce am analizat și am filtrat apa și după ce am citit, am numărat bacteriile coloniile, veniți aici puțin să vă arăt și niște colonii. Da? Aceasta este o numărătoare de colonii, dacă vreți să vedeți și voi, după cele 72 de ore, cum s-au format. Vă rog să vă uitați. După ce lucrăm, toate probele ce au rămas se inactivează. Avem și un inactivator acolo, dacă doriți să-l vedeți. Doriți să vedeți? Da? Haideți! Hai, măcar 2-3 așa, ca să vadă totuși că noi aici avem... Uitați! După ce se inactivează, le punem înapoi în aceste cutiuțe și vine o firmă, le ia și le incinerează sau le duce mai departe. Adică aici nu stau pentru mult timp.